Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea în primele 9 luni ale anului curent a fost relatată de inspector șef comisar Florian Marin pe capitole cum ar fi dezvoltarea instituțională, prevenirea criminalității, siguranța rutieră. Aș vrea să fac o precizare, să vedem de la ce se dat e un lucru bun, de să nu vedeți în indicatorii pe minus ceva rău. Ne-am bucurat dacă ar continua scăderea, iar semnele care există la acest moment din punct de vedere al activității ne arată că vom încheia anul pe o scădere la sesizate și probabil vom mai recupera un pic din situația la constatare. Eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru activitatea depusă în cele 9 luni de zile. A fost o activitate complexă. Au fost și anumite probleme de natură logistică și financiară, însă s-a trecut peste ele și cu un efort deosebit, pentru care vă mulțumesc din nou. Am reușit să obținem rezultatele deosebite. De altfel, la convocarea care am avut-o la Sibiu, a fost și reliefată această situație, în sensul că am fost amintit de cele mai multe ori pozitiv la activitatea desfășurată. După prezentarea activității, comisar șef de poliție Marian Florin și adjuncții acestuia, comisar șef Marius Dascălu și comisar șef Voica Ilie, au susținut o conferință de presă pe teme legate de activitatea IPJ Vâlcea în primele 9 luni ale anului, dar și despre activitățile pe care le au în desfășurare în prezent în județul Vâlcea. Activitatea din 2013, ca o concluzie a ceea ce poate am spus foarte sintetic în sală, este una mult mai bună decât activitatea din 2012. Dar așa cum am spus-o și cu alte deți, acest lucru se datorează colegilor mei și mai puțin nouă. Nu suntem noi cei care am obținut rezultatele, ci cei pe care i-ați văzut, o parte din cei pe care i-ați văzut în sală și alții care nu sunt prezenți în sală.